Salutare, fraților! Fac acest clip pentru a vorbi despre un subiect care l-am întâlnit pe un live. Și vreau să vorbesc puțin cu voi, să știu și părerea voastră, ce părere aveți voi și de ce foarte multă lume crede anumite chestii despre noi care suntem în străinătate. Lumea judecă după aspect, judecă după aspect, după haine, mașină, cotul curent, mașină, cotul curent. Hai să începem. Eram pe un live, eram sus și a început lumea să vorbească despre diferența între românii din străinătate, românii din România și despre faptul că noi care suntem în străinătate n-ar trebui să vorbim despre viața din România, că noi nu cunoaștem problemele din România, că noi suntem în străinătate și nouă ne e bine în străinătate, că noi ducem o viață frumoasă, plină de bogății, fără probleme, fără griji. Mă, fraților, în primul rând, cine e în străinătate câștigă foarte mulți bani? Da. Câștigi mult mai mulți bani decât câștigi în România. Corect. Dar cum îi explicam și lui băiatul ăla, ne-a câștigat mulți bani în străinătate înseamnă să ai și foarte multe cheltuieli. De ce? Se știe foarte bine că dacă te duci în Anglia, câștigi foarte mulți bani. Corect. Dar plătești și foarte mulți bani de chirie, plătești foarte mulți bani de să trăiești, să mănânci, orice, te costă foarte mult. Trăiești în Italia, câștigi bani, da, dar în același timp o să ai și foarte mari cheltuieli. Nu înseamnă că dacă stai în Italia și iei 2.000-3.000 de euro pe lună, într-un an tu o să pui deoparte 30.000 de euro. Niciodată în viața voastră. Sau poți să pui bani deoparte cum cred alții. Dacă trăiești cu 30 de persoane în casă, nu mănânci, nu bei nici apă, nu fumezi, nu te îmbraci, pur și simplu trăiești, respiri și atâta tot. Da. Dar dacă faci așa, și în România cred că reușești să spui bani deoparte. Nu plătești chirie, cel puțin foarte multă lume în România nu plătește chirie. Nu bei, nu fumezi, nu mănânci, respiri. La sfârșit de lună o să spui bani deoparte. Și încă o problemă care e în străinătate și foarte mulți români în România nu au această problemă. În România, dacă nu ai bani, foarte multă lume are părinți, are neamuri pe la țară. De bine de rău, un ou, o găină, un litru de lapte îți mai iasă. Dar în străinătate, când nu ai bani, nu o să te ajute nimeni. Nu o să te ajute nimeni cu un ou de la țară, cu un litru de lapte de la țară. Nimeni nu o să te ajute, că nu ai așa ceva aici. Foarte multă lume v-a mai zis, voi vorbiți cu prieteni care s-au întors din străinătate și v-au povestit ce au vrut ei să vă povestească. Că în străinătate e bogăție, e lux, e viață frumoasă. Dar în străinătate nimeni nu-ți dă nimic cadou. Nimeni nu-ți dă bani că ești frumos. Nimeni de foarte multe ori nu-ți dă nici măcar un cuvânt frumos când nu stai bine. În străinătate, când tu ești răcit, în străinătate, când nu stai bine, o să te duci la muncă. De ce? Că o să te dea afară. Că sunt foarte multe persoane care așteaptă afară ca să muncească. Deci tu o să fii, da, într-un fel, nu zic sclav, dar o să depinzi tot timpul de alții. Stai bine, nu stai bine, stai rău. Tu trebuie tot timpul să stai bine.
Această problemă poate se întâlnește și în România. Da. Dar nu cred că e ca și cum ai fi în străinătate. Voi ascultați foarte mult acești prieteni care vă zic că prin țări străine sunt toți numai directori, numai șefi, numai manager și câștigă o grămadă de bani și o să facă mulți bani. O fi. Dar cât la sută din românii care sunt prin străinătate sunt manageri, directori de bănci și chestii de genul ăsta? Se știe foarte bine că 80% din românii care sunt prin străinătate sunt la spălat de vase, la îngrijit de bătrâni, la cules de roșii, șparanghel, prin abatoare. Și nu trebuie să vă gândiți că vă plătește lumea 5.000 de euro pe lună și sunteți bogați. Sunt foarte mulți români care muncesc pe aici, prin Italia, și pe 1.000 de euro și pe 800 de euro. Da, poate când se întorc în România, stăteau 20 în casă și au pus și niște bani deoparte. Prima săptămână, cum ajung în România, se dau șmecher, fac, cheltuiesc, să arate la oameni că ei au făcut bani în străinătate. Și foarte multă lume rămâne cu ideea asta, că noi în străinătate nu avem probleme, voi în România sunteți plini de probleme, noi nu știm ce înseamnă greutățile vieții. Când noi poate în străinătate de foarte și de foarte multe ori avem mai multe probleme decât voi care sunteți în România și luați un salariu mai mic. De ce? Păi eu pot să iau 3.000 de euro pe lună, 4.000 de euro, 2.000 de euro, cât vrei tu. Dar când tu trebuie să plătești 400, 500, 600, 700 de euro de chirie, când tu trebuie să plătești 300-400 de euro odată la două luni numai de gaz, asociație, lumină, școala la copii, cine are copii, țigări, mâncare, cu ce rămâne deoparte? Deci e același lucru până la urmă. Cine are grijă de bătrâni, că dor cu bătrâni în casă și n-au cheltuieli? Dar aia nu e o viață. Aia e o viață de câine care voi în România nu o faceți. Și n-ați face în viața voastră. Să stai închis 24 de ore cu un bătrân, pe jumătate poate și nebun. Și după un an de lucrat acolo, înnebunești și tu și te ia cu cap. După aia vine cineva să zică ție, nu mai vorbi tu de problemele din România, că tu în Italia ai viață frumoasă. Poate, bă, în străinătate faci bani, dar lucrezi 15-16 ore pe zi. După ce lucrezi 4-5 ore, 4-5 luni prin Italia, vă întoarceți în România și banii aia puțin care i-a spus deoparte, cheltuiți prin spitale ca să vă îndreptați spatele. Aia e chestia și la băiatul ăla, că a tot continua, bă, nu mai vorbiți, voi nu știți ce înseamnă problemele din România. Eu problemele din România știu ce înseamnă, că eu mai am și o neamuri prin România, am și o frați, am o familie în România, știu ce probleme sunt în România. Dar foarte multă lume care nu are, poate, persoane din familie, din străinătate, nu o să știi niciodată adevărata viață din străinătate. E ușor să întrebi pe un prieten, bă, cum e viața în străinătate? Păi prietenul ăla al tău nu o să spună niciodată adevărul, ca să se simtă umilit, bă, am fost la spăla de WC-uri. El o să spună că viața e frumoasă, se fac bani, el a fost șmecher, el a rupt străinătatea în două, dacă te duci unde a fost el, îl cunoaște toată lumea, dar el pur și simplu, poate unde a fost, e un simplu anonim, nimeni nu știe de el, că el nu face altceva decât să muncească, casă, muncă, casă. Care sunt în România, poate nu o să-și dea seama niciodată ce înseamnă, uite, o altă greutate, să nu ai prieteni. Că la început e greu să ai prieteni prin străinătate, până nu cunoști oameni, până nu cunoști prietenii adevărați, că și prin străinătate, nu zic, e ușor să-ți faci prieteni, dar după ce umbli două zile cu ei, mai bine stai singur. Și să-ți faci prietenii prin străinătate
Și ce înseamnă? Cheltuieli. Cheltuieli și iară cheltuieli. Cu prietenii te duci și tu la o cafea, te duci și tu la o bere, te duci și tu la un suc, te duci să mănânci și tu o pizza. Dar dacă faci viața asta, nu o să te întorci niciodată cu bani în România. Dacă tu în străinătate faci o viață normală, ca și cum ai fi în România, bani deoparte nu o să spui. Sau dacă spui, spui ca și cum ai fi în România, că și în România există oameni care își pun bani deoparte. Nu e că acum în România toți sunt săraci și nu au bani să-și pună bani deoparte. Sunt săraci în România, cum sunt săraci în străinătate, sunt bogați în România, cum sunt bogați în străinătate. Dar nu mai credeți atât de mult că în străinătate se stă așa de bine. Că în străinătate sunt câinii cu covrigi în coadă. Nu. În străinătate, dacă nu ai, nu o să ai. În România, dacă nu ai, v-am mai zis, un litru de lapte, două ouă, o găină, de Paști mă iasă afară cât un miel, de Crăciun mă iasă afară porcul, de pe la unchiu, de pe la bunicu, de pe la tata de la țară, de la mama de la munte, ce vreți voi. Dar în străinătate, asta e chestia care eu nu înțeleg. De ce aveți părerea asta despre persoanele din străinătate? Ca și cum ar fi cineva pe lumea asta? Ca și cum ar fi niște, am mai auzit, trădători care au fugit din România și nu au dreptul să vorbească de România, deoarece au plecat din România. Asta e mentalitatea noastră, din păcate. Din păcate, asta e mentalitatea noastră. Asta e părerea mea. Eu aștept și părerile voastre. Voi nu e că trebuie să ziceți, da, bă, ai dreptate sau nu. Fiecare să-și spună părerea. Într-un mod educat. Sunt curios dacă anumite persoane gândesc cum gândea băiatul ăla sau chiar majoritatea românilor o gândesc așa. Și sper să nu fie așa, că mi-ar părea rău. Bă, ce să zic, nu vă mai plictisesc. Vă salută Alex al vostru, vă salută și ziua Giuseppe și aveți grijă de voi. Iubiți-vă mai mult, criticați mai puțin. Să ne uităm mai mult la noi în grădină și nu în grădina lui vecinul. Și trebuie să fim mai buni. Că e ușor să fim răi. E ușor să dăm cu răutate în persoane. Hai să încercăm să dăm cu puțină iubire în persoane. Și cred că o să fie mai bine pentru toți. Vă pupă talebanul vostru. Și o zi frumoasă în continuare.